Bun găsit! Bun găsit! Suntem în ziua 5-a, iar al 5-lea exercițiu este foarte, foarte bun pentru persoanele care... pentru persoanele care au probleme cu nivelul de zahăr, da? Persoanele care suferă de diabet, de exemplu. Bun, haideți să vă arăt exercițiul. Și presupune să faceți următoarea mișcare. Palma stângă o țineți în felul acesta. Bine? Și trebuie să atingeți această parte din fața palmei cu cealaltă mână, cu mâna dreaptă. Ok? Mișcarea este următoarea. Okay? Și faceți așa de 100 de ori. Bine? Este posibil să simțiți o ușoară durere. Aici este perfect normal. Deci acest exercițiu este foarte recomandat persoanelor care suferă de diabet, care au probleme cu glicemia, persoanele care simt nevoia să mănânce dulce, în exces, bine? Și cred că am ajuns undeva la 100. Asta a fost pentru ziua de astăzi, pentru a 5-a zi. Și să sperăm că Moș Nicolae vine la toți căpilașii! Iuhu! Le așteptăm pe Moș Nico! Ai, ne sucuri! Ne vedem mâine! Pa, pa!